Deși nu își pierdea timpul și energia cu aspectele vieții și firii pământești, Apostolul Pavel a fost cât se poate de conștient de provocările și problemele curente, fie ele banale sau esențiale. Lucrul acesta este dovedit și în meticulozitatea cu care abordează chestiunile matrimoniale în capitolul 7 al primei epistole către Corinteni. Abordarea lui este în acord cu teza biblică generală, și anume, ca urmași ai lui Isus, Dumnezeu ne cheamă să fim în lume, dar nu din lume și nici ca lume. Cu alte cuvinte, ar trebui să trăim astfel încât noi să influențăm pe ceilalți înspre bine și să le deschidem ochii spre Mântuitorul Isus Hristos și să nu îngăduim ca presiunea și pseudovalorile seculare să ne afecteze, să ne distragă atenția de la El. La asta trebuie să veghem și pentru asta trebuie să luptăm cu orice preț. Chiar dacă ar însemna să rămânem necăsătoriți. Repet, nu afirm că așa trebuie să fie. Spun doar, dimpreună cu Pavel, că Dumnezeu are un plan specific pentru fiecare dintre copiii Săi. Știm bine că atunci când ne căsătorim, trebuie să devenim atenți, sensibili și implicați în relația cu și datoria față de soții sau soțiile noastre. Să fim activi în creșterea copiilor, să ajutăm la întreținerea gospodăriei. Ori, toate acestea necesită tone de energie mentală și emoțională și mult timp alocat. Cu toate acestea, dacă este voia lui Dumnezeu să te căsătorești și o faci, Dumnezeu îți pune la dispoziție și se așteaptă să folosești resursele și standardele Sale pentru această relație și responsabilitate unice. Asta implică să-ți iubești partenerul, să trăiești cu el sau cu ea în pace, bună înțelegere, susținere reciprocă, fiind gata să pui nevoile ei sau ale lui deasupra celor proprii. N-ai uitat, sper, la bine și la rău. Dumnezeu tratează cu seriozitate căsnicia și căminul creștinilor. De aceea, o parte din învățătura bisericii în ce privește relația matrimonială este inspirată din acest capitol 7. Viața de cuplu și de familie suscită muncă serioasă, reclamă sacrificii, implică trăire într-o tot mai pronunțată lepădare de sine. Iar asta înseamnă, repet, timp și energie tot mai puține pe care să le consacri exclusiv slujirii lui Isus și a celor care au atâta nevoie de harul Lui. Să fie clar oricui, Dumnezeu dorește ca să fii mulțumit, împlinit, încântat chiar, în locul și în postura în care te afli și oriunde El te-a așezat. Repet, El știe ce este cel mai bine pentru tine și cunoaște și îți va asigura cu credincioșie ceea ce ai nevoie și când ai nevoie. Căsătorit sau nu, cel mai important aspect nu este ce vor spune confrații sau prietenii tăi, credincioși sau nu, sau cum vei fi primit și privit în societate. De aceea, să nu îngădui emoțiilor tale să dicteze nivelul sau sentimentul tău de împlinire și de satisfacție. Întrebarea esențială pe care trebuie să ți-o pui mereu este: cum să-mi trăiesc viața de o manieră care să-L onoreze pe Iisus și să le fie de folos celorlalți? Și cum să fac ca la modul cel mai natural și eficient să-i socotesc pe ei mai presus decât mine și să mă ocup de ei mai mult decât de mine? Data viitoare vom aborda relația dintre libertate și responsabilitate.